Mult așteptata reducere a vârstei de pensionare pentru mineri și energeticieni se afundă în hățișurile legislației. Deputatul PSD Claudiu Manta spune că pentru aplicarea legii 197 este nevoie de modificarea mai multor texte legislative în vigoare. Parlamentarul susține că reprezentanții Casei de Pensii au explicat la întâlnirea cu ministrul Muncii și lider de sindicat din CEO că scutirea de contribuție a complexului Oltenia s-ar putea face pe maximum 5 ani și nu s-ar acoperi perioada de 20 pe care legea 197 o asimilează condițiilor dificile de muncă. Se pare că este nevoie și de modificarea, pe lângă o eventuală modificare a legii 197, ar fi vorba și despre o modificare a codului de procedură fiscală, pentru că aceste contribuții, chiar dacă pot să scutește contribuții compania, pentru că ăsta este unul dintre elemente, acest lucru, discutând și cu specialiștii de la Casa Națională de Pensii, pentru că a fost și o doamnă secretar general de la Casa Națională de Pensii, a explicat că nu poate fi făcut decât pe o perioadă limitată în timp, înapoi, maxim 5 ani de zile. Deci, adică nu ar ajuta, foarte mult, pentru că e vorba de acea perioadă 2001-2021, da? Ei, s-ar putea face oarecum pe maxim pe actuala legislație și atunci ar trebui cumva să modificăm și legislația subsecventă, în speță codul de procedură fiscală, poate chiar o modificare a legii 197. Manta spune că este exclusă emiterea unei circulare a ministrului care să impună aplicarea legii, ci se așteaptă o decizie a înaltei curți de casație și justiție, care să impună interpretări unitare ale instanțelor pentru aplicarea legii 197. S-a spus foarte clar că cei care au spus în spațiu public, domnule, problema se rezolvă printr-o circulară sau un ordin de ministru, sunt iresponsabili și au mințit. Problema aceasta nu se poate rezolva legal printr-un astfel de demers. Da? Sunt două variante. Fie prin intermediul pronunțării unui recurs în interesul legii și aici, din păcate, trebuie văzut ceea ce spun instanțele judecătorești. Acum, ministrul Budăi a promis la modul foarte serios că se implică în găsirea unei soluții, dar, vă repet, nu poate fi vorba de o circulară. Liderii minerilor și energeticienilor s-au arătat dezamăgiți după discuțiile de la sediul PSD cu ministrul Marius Budăi și au declarat că au fost mințiți de politicienii care i-au amăgit cu reducerea vârstei de pensionare.